Sportivul Ieșean Ștefan Lătescu, pregătit la Clubul Scorpions de Mihai Constantin, va lupta săptămâna aceasta într-o nouă gală de K1 ce va avea loc în Tokyo, împotriva japonezului Seiya Tanigawa la categorie 90 de kilograme. Anul trecut, Ieșeanul a câștigat la Osaka prin knockout împotriva campionului mondial Mahmoud Satari. Sportivul este în prezent student în anul întâi la Facultatea de Fizică și Sport din Iași și și-a început cariera sportivă în kickboxing la vârsta de 11 ani. Ștefan Lătescu și-a păstrat în luna februarie locul 8 în topul celor mai buni luptători din lume la categorie 95 de kilograme